Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Albinele au încheiat culesul la Salcâm, a fost un an mai bun decât ultimii, dar asta nu înseamnă că problemele apicultorilor sunt rezolvate. Amănunte în întâlnirea noastră de astăzi. La Apia Deva, la centrul local Apia Deva, pe ultima sută de metri, oameni, unii programați, alții care au trebuit să revină, cu toată bulversarea care vine și din zona de sus, dar se merge înainte. Vom afla cum se finalizează în perioada următoare. Am fost la DSV pe urma unui zvon, dar nu s-a confirmat încă. Despre el însă o să vorbim în alte întâlniri, pentru că vrem să aflăm dacă se adevărește sau nu. Tinerii fermieri au deja o bază clară pentru pe care pot să acceseze fonduri europene. Venim astăzi în completare și de ce nu în ridicare la plasă cu informații de la OJFIR. Plantele pot resimți căldura așa cum ni se întâmplă și nouă, pot apărea dăunători, pot apărea boli. Am fost la oficiul fitosanitar să aflăm mai multe amănunte. Cu medicul veterinar am stat de vorbă despre tot ceea ce înseamnă alimentația, în primul rând, a iepurilor, nu neapărat despre bolile iepurilor. La drum pornim însă de la Dorina Urs, care are un grâu foarte frumos, dar recolta poate fi și bună dacă ajută Dumnezeu și să și plouă. Și poate că se va întâmpla să fie așa. Vizionare plăcută! Doamna inginer, filmăm exact în locul în care filmam acum vreo 5 săptămâni. Era atunci grâul cam de o palmă și iată-l cât de frumos a evoluat. Ce ați făcut? Da. Soiul de grâu este soiul Corvinus, cum v-am spus și rândul trecut. V-am spus că nu mai folosesc azot, folosesc NPK 15-15-15 pentru a avea rezultate bune. Rezultatele se văd, grâul arată excepțional. Am folosit ca și erbicid Pelican Delta, cum v-am spus și data trecută, 100 de grame la hectar. Am folosit ca insecticid Vantex-ul, 500 de mililitri la hectar. Le-am combinat în această combinație, în câteodată când am foliare, folosesc Bionatu, este o firmă de la Timișoara cu care lucrez, sau Corona, îngrășământ foliar spaniol, este foarte scump, dar este foarte bun. Păi de obicei astea care sunt foarte bune ne mai trag de buzunar. În momentul în care, să zicem că nu pot să-mi procur îngrășămintele foliare ca să le folosesc odată cu erbicidatul și odată cu fungicidele, dizolv în apă 5 kg de ureie până la 7 kg de ureie și le aplic odată cu erbicidatul. Folosesc ori foliare, ori îngrășăminte dizolvate în apă pentru că buruienile au tendința de a absorbi îngrășămintele și ca atare absorb și erbicidele, efectele fiind mai rapide. El se dezvoltă foarte, foarte bine, dar parcă ar simți nevoia să plouă un pic. Da, așa este. În primăvară au fost cantități însemnate de precipitații. Ori acum când avem nevoie și la porumb, nu numai la grâu, parcă s-au stopat toate ploile. În fiecare zi auzim la televizor, ba că plouă azi, ba că plouă mâine, dar nu plouă în zona noastră. Noi nu știu ce efect este în Deva, dar să știți că în Deva poate să plouă în toate împrejurimile, nu plouă în Deva. Așa este. Celelalte culturi, ați zis de porumb, dar mai aveți și triticale, mai aveți și orzoaică. Și triticale soiul Trisidan. La triticale, la orzoaică, soiul Daciana, am folosit aceleași erbicide, aceleași îngrășăminte. Rezultatele sunt bune, nu pot să mă plâng. La porumb am folosit din grupa Pioneer, am folosit N01Y12 și A24. Din păcate, anul acesta nu am putut să-mi fac rost de sămânță NSK produsă în Iugoslavia și ca atare nu am semănat anul acesta NSK. Este un porumb de care vă povestesc în fiecare an, care mă scoate din toate greutățile care le am. Știm, știulețe aia imenși, dar n-am putut, nu folosesc sămânță produsă în țară de NSK pentru că am folosit anii trecuți și să știți că nu
am avut rezultate chiar atât de bune. În schimb, la sămânța de porumb neseca produsă în Iugoslavia, am rezultate deosebite în fiecare an. Da, cred că mai avem câte ceva de învățat. Am mai folosit și soiul de grâu Xenox, am mai folosit și Arieșan și Exoticul, de care se vorbește că are producții foarte frumoase. Într-adevăr, Exoticul este în altă zonă și arată excepțional. Am făcut prima coasă la Lucernă, am scos cam 300 la Lucernă anul întâi. Am scos cam 350-400 de baloți la hectar, balotul având cam între 25 și 30 de kilograme. La Lucerna anul 4, anul 5 am scos 200-250 de baloți pe hectar, deci producție puțin mai mică. Oricum, pentru prima coasă la Lucernă, vremea a fost foarte bună. Foarte bună, da. Lucerna este soiul Pomposa. Parte din sămânța de lucernă este din străinătate, se vede, parte din sămânță este produsă în țară, care iar se vede. Nu știu ce se întâmplă, dar mie îmi pare foarte rău că nu avem în județul nostru niște laboratoare unde să testăm substanțele care le folosim, îngrășămintele care le folosim, ierbicidele care le folosim, pentru că am ajuns la concluzia că nu prea au substanța activă și atunci noi ar trebui de la bun început să știm. De aceea eu întotdeauna folosesc la ierbicidat, la tratamente, chiar și îngrășămintele, cam o doză și jumătate la hectar. Înțelege? Sau forțați un pic. Da, forțez un pic ca să fiu eu sigură că am rezultate. Acum, trebuie să o spunem și să fim cinstiți. În general, în țara asta, din păcate, partea asta de cercetare, de verificare, s-a cam dat așa deoparte. Acum, cum să vă spun, trebuie să... Când înființez o cultură, obligatoriu trebuie să ai semințe de calitate. Nu ai voie să ai semințe mulțirea a treia sau, mă rog, nu știu de care semințe, de pincotărci, cum fac alții, și să folosești complexe, pentru că nu ai niciun rezultat. Grâul care îl vedeți este C1. Dacă era C3, nu era așa, puteam să-i dau câte complexe doresc eu. Este un grâu de talie înaltă. Eu folosesc chiar și paiele pentru că am cerință foarte mare de paie în fiecare an și de aceea mi-am ales un soi cu talie mai înaltă. Corvinosul și Xenoxul este un grâu care e un pic mai tardiv, se coace, ajunge la maturitate la sfârșitul lunii iulie, în prima decadă a lunii august. Întotdeauna orice soi tardiv sau semi-tardiv are producție mare, indiferent că e porumb, indiferent că e grâu, indiferent că ce-o fi. Da, dar important este să ne mai ajute și vremea. Sper să ne ajute anul acesta vremea, în special la Lucernă, pentru că noi suntem aproape cu prima coasă la Lucernă terminată. Vreau să vă spun că suntem și noi terminați din fermă, pentru că am plecat tot la 12 noaptea, 1 noaptea, 3 dimineața din fermă, pentru că noi ziua balotăm chiar și noaptea când e foarte cald, pentru a nu se scutura frunzele de pe Lucernă. Suntem obligați să transportăm imediat producția în fermă, pentru că riscăm să rămânem fără ea. Când mi-ați cunoașteți foarte bine problema mea cu țiganii. Vreau să spun că în zona Oșanului am pus pază într-o noapte pe câmp, erau toți baloții și pe la 4 dimineața au fost vreo 10 căruțe de țigani la adunat baloții. Norocul că am avut pază, că altfel până dimineața nu mai găseam nimica. Da, din păcate sunt încă multe de făcut. Cum am cosit cam jumate-jumate. Ei cosesc mai repede, după aia se regenerează lucerna și noi cosim aia care rămâne și ce s-a regenerat de la ei. Una peste alta, sperați într-un an agricol bun? Da, anul acesta sper într-un an agricol bun, arată toate culturile, arată, zic eu, bine. Și din tot ceea ce veți strânge, cam cât e contractat, cât credeți că reușiți? Tot, inclusiv paiele, tot grâu, tot porumbul, nu fac probleme la desfacere. Anul acesta cam fac probleme la desfacere la lucernă. Lucerna ecologică, o lucernă ecologică întotdeauna... nefertilizând-o, nu scos producții foarte mari și atunci te gândești să o vinzi la un preț mai bun. No. Sperăm să dăm și lucerna în final. Domnule Corb, parcă un pic mai optimist în această perioadă. Salcâmul s-a cam încheiat și pare să că au fost și rezultate. Da, la
stupinele care au avut stupii mai buni, s-a făcut treabă, putem spune, un pic la Dunăre, la primul salcâm, mai bine în Gorj, la al doilea salcâm, și la al treilea s-au mai prins câteva zile în județul Hunedoara. Dar, cum zic, cei care au avut stupii foarte buni. În general, anul ăsta, în primăvară, stupii au fost mai slăbuți, iar unii chiar au fost lipse la apel, destul de mulți. Așa că s-au făcut niște cantități de miere, dar nu extraordinare. Față de anul trecut, e foarte bine. Vom avea salcâm anul ăsta la vânzare, fără probleme. Că dacă mai era un an, cum a fost anul trecut, chiar că se terminau rezervele de salcâm. No, în continuare, apicultorii, ce să zic, în perioada asta, cei care n-au făcut tratamente deloc, ar fi bine să înceapă tratamentele între culesuri. Deci au extras salcâmul și bine să înceapă tratamentele cu varachet. Una, două, trei, în funcție de câte sunt nevoie, la 7 zile. Și în continuare, apicultorii noștri vor merge la tei, unii merg la Bocșa în Cara Severin, unii merg pe Valea Mureșului încolo către Bârzava și sunt câțiva mai curajoși și care au timp, merg la o pădure lângă București, o pădure foarte timpurie de tei, după care merg la Ciucurova în Tulcea, la altei, și pe urmă coboară în jos în Dobrogea la Floarea Soarelui, unde este destul de constantă floarea din Dobrogea. O altă cultură la care s-au deplasat relativ mulți în pastoral, rapița, și am înțeles că și ea a mers bine. Da, rapița a mers bine, dar chiar, cum ziceam mai înainte, stupii n-au fost buni la rapiță. S-au făcut ceva rapiță, dar nu extraordinar de multă. Și nu s-au dus mulți apicultori. Sunt descurajați în urma situației de anul trecut, cu lipsuri în buget, deci nu au bani, asta e caracteristic la apicultorii noștri, nu au bani. No. Vin săracii să dea mierea, n-au acte pentru predat mierea, sunt situații destul de urâte. No. Nu poți să-i ajuți pentru că nu poți lucra fără acte. Pe urmă vin alte organe și te iau la puricat și așa mai departe. Deci mai amintesc încă o dată că toți cei care n-au PFA-uri, care n-au întreprindere individuală și așa mai departe, să meargă la primării, la registrul agricol, de acolo primesc atestatul de producător și primesc carnetul de comercializare a produselor. Și atunci pot să vândă orice produs agricol. Altfel o să se uite la produse, că nu le ia nimeni fără aceste documente. Că vorbeați de acte, masa e plină de acte, am înțeles, depuneți documentele pentru bio, programul național apicol, cred că și el încet încet trebuie să-și strângă hârtiile. Da, deci pentru programul național apicol, dosarele trebuie depuse până la 31 iulie. Din nou, medicamente, în primul rând, va trebui luate cei care vor să ia, ce să mai dă, lăs, dacă vor să ia funduri antivaro, astea sunt principale, măci, dacă vor să ia, deși e o criză așa foarte mare de măci, nu găsim, foarte puține vin, dar să nu uite apicultorii că trebuie în primul rând să fie membri la asociație, pentru că am avut niște controle anul ăsta de la Ministerul Agriculturii foarte severe și s-au luat de orice nimic. Așa că trebuie să lucrăm așa legal, ca să nu ne mai doară capul. No. Deci cei care doresc să acceseze pot accesa în continuare programul național apicol, dar cum vă zic, până la 31 iulie este timp. În primul rând, înainte de a lua orice medicament sau ce vor să cumpere, trebuie adeverința de la primărie cu numărul de familie. Deci ăla e un act doveditor că are familiile și așa mai departe. No. Mai departe, vreau să vă zic că am semnale că în anumite locuri din județ a apărut ceva locă. Foarte grav, am primit niște telefoane de niște apicultori care mi-au cerut sfatul ce să facă, cum să facă. Nu s-au recomandat, dar a trebuit să-i ajut în telefon. Deci grijă mare la focarele astea, mai ales la începători care habar n-au de apicultură, au început cu niște proiecte și de fapt au mulțit bolile, din păcate. Așa că întotdeauna să vedem la vecini cum stau, eventual să-i ajutăm, să le dăm sfaturi, să nu lărgească cuibul prea tare și așa mai departe. Despre ce este vorba exact și dacă există tratament pentru asta, măcar cei care se uită la noi să știe ce au de făcut. Deci este vorba despre loca americană, o boală a puietului, care e produsă de un bacil, bacillus larvae. Ce să vă zic, bacilul ăsta trăiește 8 ani în sol.
Deci în familia de albine putem să facem orice tratament, că tot acolo vom ajunge. E boală lungă, înseamnă, dacă facem tratamente. Probabil poate să dispară pe moment și la anul iar apare. Deci dacă nu colaborăm toată treaba asta cu măsuri de igienă, ardem ramele respectivele, dezinfectăm mâinile, dalta, orice lucrăm acolo trebuie să dezinfectăm și dăm foc la rame. Asta vom face. Și așa scăpăm foarte greu de loc. Că Doamne ferește să nu înceapă un focar din asta mai multe stupine, că nu știu cum scăpăm de el. Antibiotice se pot face, tratamente cu antibiotice, oxiteramicina, 3 tratamente din 7 în 7 zile, 0,5 grame per familie. Dar, cum am zis, orice tratament din ăsta înseamnă să lungim boala, dar nu terminăm cu ea. Și mai apare un aspect. Antibioticul înseamnă că 2 ani de zile nu putem valorifica mierea până o unitate. Pentru că un gram de antibiotic termină 50 de tone de miere. No, asta e altă problemă. Deci măsurile trebuie să fie foarte radicale în cazuri din astea. Dat foc. Încercăm să recuperăm albina și restul nu. No. Deci n-am cuvinte în sensul ăsta. Un om conștient așa procedează. Unul care nu-i conștient și vrea să o lălăiască așa, va face tratamente, nu va spune la nimeni și boala rămâne, adică bacilul rămâne în familia de albine, stupilul vecinul împrumută și ei și așa mai departe, din stupină în stupină, boala asta poate să meargă. Se poate transmite de la o... Normal, normal, pentru că familiile bolnave sunt slăbite și apicultorul le dă de mâncare, le dă medicamente, dacă le dă. Dar stupina lui vecinul, în momentul în care nu-i cules în natură, atacă stupina asta bolnavă. Ea nu se apără ca lumea o stupină din asta bolnavă sau o familie bolnavă. Stupina lui vecinul duce din stupina asta miere și duce și bacilul de locă la el în stupină. Și așa se transmite boala mai departe. Deci, fără să vrem, ajungem la niște situații foarte urâte. Deci trebuie să fim conștiincioși în tot ce facem, noi apicultorii, că nu ne putem baza pe nimeni, că vine cineva și ne rezolvă problemele. Nu le va rezolva. Noi trebuie să rezolvăm toate problemele, din toate punctele de vedere. Asta e viitorul. Pentru că, după cum se vede, nu prea suntem ajutați. De unde sunteți? De la Băcia. Și, practic, ce v-a lipsit? De exemplu, terenurile sunt în altă parte, vasile la Băcia. Am fost după acție la Câmpeni, acolo, în județul Alba. Dar s-a eliminat treaba cu încărcătura, acum chiar o mai trebuie și alea, de fapt trebuie și alea plătite. Am trebuit să aduc tot ce să-i la zi cu tot ce. Da, cam multă lume pe aici. Da, lume e aglomerație. Când ați fost programat, de fapt? Nu, eu fără... fără programare, așa peste rând. La noroc. La noroc. Cum vă numiți? Goia Petru. Bună ziua. Bună ziua. Programat sau... Nu, programat a fost în 18 mai și de atunci vine la 5-a oră. Da. Toate de schimbări, de hârtii, tabele și problema e că vreau să fac niște scunduri europene și acum zice că trebuie să ai cu 2 ani făcut PFA-ul înainte de a depune banii, de a depune proiectul. Asta le mai aflăm și noi acum, că PNDR-ul de-abia cu 2 săptămâni s-a aprobat, așa că... Am înțeles că au apărut ghidul, dar nu e chiar finalizat. E consultativ. Așteptăm puțin, că probabil să ivească și steaua norocoasă noastră. Eu am zis-o, cred că în emisiunea trecută, că se schimbă modificările. Păi se schimbă, dar știți cum e problema, că se schimbă și peste 2 ani se schimbă iară din nou și atunci ce facem? Tot venim pe aici, venim, depunem, ni se promite. Da, aici ați avut aceste eliminări datorită schimbărilor. Nu am avut eliminări, n-am început proiectul deocamdată. Am vorbit la consultanță, la doamna aici respectivă și mi-a zis, face, nu poți să începem proiectul, că n-ai PFA făcut înainte cu 2 ani, ce mi se pare o aberație. Bun, sunt multe aberații, dacă semn să ne sunt gândim. Sunt cam multe, și apar peste noapte, fel și fel de tabele cu animalele. Ba, sunt înscrise, nu sunt înscrise, apar în plus, sunt înscrise. Dați seama. De unde sunteți? Brănișca. Sucionet. Bună ziua! Pe ultima 100 de metri la Apia. Acum ați programat. Sunteți programat? Da. Deci, mai voastră, da, aveți toate hârtiile, v-ați aflat ce vă trebuie? Am aflat. Și e în regulă tot? Nu știu, când ajung acolo văd. Numai acolo. Cum vă numiți? Mania. Și mai cum? Ovidiu. De unde? Hărău.
Doamne ajută! Sărmâna, dumneavoastră programată sau puțin amânată? Am fost programată în 29 și atunci nu m-a primit că n-aveam animale. Bun, dar între timp s-a terminat. S-a revenit. Se schimbă pe la noi, e așa. Se schimbă. De unde sunteți? De la Nojag. O zonă foarte frumoasă. Frumos. Știu. Cum vă numiți? Jula Viorica. Și acum aveți cam tot ce vă trebuie? Da, am avut și rândul trecut. Numai că nu era legea. Da. Până când s-au schimbat, până când s-au mai hotărât domnii aia de sus. Se hotărăsc zilnic la ceva, dar nu se știe pentru noi cum iese. Dar, din păcate, se gândesc zilnic la ceva, dar rupți de realitatea din teren. Oh, evident. Sigur că ei nu au nicio legătură cu realitatea de jos. Așa e, din păcate ei stau acolo pe scăunele și noi stăm la cozi. Tot timpul și tot mai mult. Tot mai mult și tot mai des. Cum îi? Bine, stau pe scaun. Da, ești mai liniștit măcar stai pe scaun. Ești programat astăzi? Programat, da. Deci ai venit cu tot ce trebuie, ai știut tot ce trebuie? Păi ce-o cerut de la primărie, eu știu, te mai trimite iar înapoi dacă iau... Dacă ori mai fi schimbat ceva. Da, poți schimba ceva. De unde vii? De la Hărău. Localitatea Hărău. Și cum vă numiți? Grecu Dumitru. Dumneavoastră? Tot programat? Da. Tot astăzi. Deci ați încercat să respectați. Omul de jos e corect. Încearcă să respecte. Ăia de sus parcă nu prea ne respectă pe noi. Ba, ne respectă și... Da? Așa spuneți dumneavoastră. Nu știu, eu am altă impresie câteodată. Ei fac avere și noi... Stăm la coda. Aveți totul, măcar documentele tot, sperați să aveți totul ce trebuie. Da. Și de unde veniți dumneavoastră? Eu sunt din Deva, dar pământul e de la Toplița Mureș. Și să încercați să fie bine. Cum vă numiți? Bota Marcel. Domnule Măniguțiu, nu vă ținem foarte, foarte mult. Știu că aveți foarte mult de lucru. E plin de lume. Ce se întâmplă? Păi, ce vedeți? Se întâmplă pentru că în situația atâtor bulversări din această campanie de primiri cereri s-a ajuns în această situație în care chiar ne este foarte greu să facem față. E drept că și unii fermieri sunt de lăsători. Și au tot lăsat. Majoritatea cu care am vorbit acum sunt chiar programați. Vreo doi am văzut. Programați nu prea avem astăzi, să știți. Cam terminat programările, așa că ce v-au spus ei s-ar putea să nu fie în regulă. Bun, una peste alta. Adevărul este că sunt mulți care au venit acum să beneficieze de ultima modificare legislativă privind depunerea fără animale, dar vreau să insist asupra faptului că trebuie să facă dovada valorificării fânului. E drept că în documente se spune că se poate face declarație și de depozitare, dar în situația asta probabil că vor fi controle la depozitele de fân. Dar nu e prea normal să cosești fânul, n-ai animale și să-l depozitezi. Da, așa este, sunt multe anomalii în tot ceea ce vine de acolo de sus. Cum stă centrul local Deva la ora asta, comparativ cu anii trecuți? Avem la număr de cereri în jur de 70% față de anul trecut. Mulți fermieri au renunțat la a depune cerere care aveau numai pășuni fânețe pentru că au zis că ei nu, ori nu cosesc, ori dau la altcineva să pășuneze și nu mai umblă cu acte mai mult false că vând fânul, pentru că obligația este să cosească. Deci foarte mulți au renunțat, așa că prevederea nu se bucură de prea mult succes, ultima modificare. Iar la suprafață ne apropiem de 75%. A crescut suprafață că s-a mai dat în arendă la cei care au animal. Cu toată prelungirea asta, vă apropiați de un 90% măcar? Mi-e teamă că nu. E posibil la suprafață să facem 90%. Eu aș fi foarte mulțumit să vină toți care beneficiază și mai ales să respecte toate prevederile privind eligibilitatea documentelor la plată. Aș vrea să fac încă o precizare. În acest an, primirea cererilor a fost mult, mult, mult mai grea, pentru că există o prevedere în ordonanța de urgență și în ordinul ministrului care spune așa: digitizare fără echivoc,
Aia înseamnă că parcela trebuie să fie așezată exact la locul ei. Pentru că această prevedere a fost făcută numai acum. Recunoaștem că anii trecuți am mai trecut mai repede peste digitizare. Acum trebuie să insistăm să arătăm exact pe haturi și pe limitele parcelelor. În caz contrar, vor fi necazuri la control administrativ. Iar faptul că primim și animale e o greutate în plus. Prin urmare, este o campanie mai grea decât cea din 2007. Da, din păcate așa e. Da. Exact cum a fost atunci, 2007 începutul, acum e începutul pe un alt exercițiu financiar, să dea Dumnezeu să fie mai bine. Da. Să sperăm că ce facem acum o să ne folosească în continuare și să ne așezăm, că până la urmă legiuitorul cam asta a vrut, să ne așezăm pe date reale, pe folosirea terenului. Din păcate s-a întârziat foarte mult. Începerea campaniei, s-au făcut modificări legislative mult prea târziu, o situație. S-au mai schimbat regulile în timpul jocului. S-au schimbat foarte multe reguli în timpul jocului și noi trebuie să ne adaptăm împreună cu fermierii. Mult succes! Cu drag! Fermele ADO din țara Hațegului, ferme la standarde europene, lapte, carne, legume, totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. MAP, mașini agricole performante, importator autorizat al utilajelor SAME, Deutz Far și Lamborghini, îți oferă combina Deutz Far model 6040 T4i, echipată cu motor Deutz T4i de 250 cai putere și header de păioase de 4,8 metri. Preț 108.000 euro plus TVA. Avans doar 5% și plata în rate sezoniere. Performanță maximă cu consum minim. Save Diesel, Drive Deutz, MAP, mașini agricole performante, totul pentru ferma ta. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. La porțile cetății, cine e? Sunt eu, candidatul UAB. Nu sta la poartă. Fii studentul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Fii student în inima cetății. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, instituție de învățământ superior și cercetare cu caracter public de stat, organizează admiterea 2015 la programele de licență, masterat și doctorat din cadrul facultăților de istorie și filologie, științe economice, științe exacte și inginerești, drept și științe sociale, teologie ortodoxă. Admiterea se desfășoară în perioada 13 iulie-21 august 2015. Vino la UAB, construiește-ți un viitor sigur alături de noi! Crește-ți hrană sănătoasă! Crește-ți pui în mod rustic de la vârsta de o zi! Agroland, specialiștii puiului rustic!
Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Domnule director, vă mărturisesc că vizita mea aici la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a pornit de la un zvon pe care l-am auzit, pe urma căruia voi merge. Am venit și la noastră, am înțeles că din punctul nostru de vedere, obligativitatea sau neobligativitatea folosirii carnetului de comercializare atunci când încerc să valorifici viței miei și altele, nu contează. Rămân aceleași formulare de mișcare pe care le-am spus de atâtea ori. Da, deci pentru noi valabile conform legislației în vigoare sunt formularele de mișcare și certificatele sanitar veterinare de sănătate. Restul nu este prevăzut la noi, nu ni s-a cerut, nu ni s-a pus în vedere absolut nimic legat de carnetele de producător. Bun, o să aflăm noi mai multe, o să încercăm așa să mergem pe firul zvonului. Nu vreau să lansez deocamdată absolut, nu vreau nici să sperii lumea, ba din contră, aș vrea să o liniștesc cât se poate. Apropo de liniștea noastră, cum evoluează acțiunea dumneavoastră foarte importantă de vaccinare antirabică la vulpi? Da, acțiunea evoluează bine. Săptămâna aceasta se efectuează vaccinarea aeriană, distribuirea aeriană a momelilor pentru vaccinarea antirabică a vulpilor. Se va termina sâmbătă, probabil, acțiunea. Este inclus, face parte dintr-un program european de eradicare a rabiei în mediul silvatic, care este principalul rezervor de rabie și pentru animalele domestice. Este prima campanie din anul ăsta, se fac două campanii pe an. Eficiența vaccinărilor a fost dovedită și în anii trecuți, anul trecut, având doar 7 cazuri de rabie la vulpe, fără nicio rabie, fără niciun caz de rabie la câinii domestici. Asta a fost la nivel național sau la nivel județean? La nivel județean vorbesc. La nivel județean, 7 focare de rabie în județ, fără niciun focar de rabie la câinii domestici. Deci eficiența vaccinării este bună. Mai sunt și alte acțiuni pe care medicii veterinari le efectuează în perioada asta? Da, s-a finalizat acțiunea de inspecție în exploatații, recoltarea sângelui la bovine pentru leucoză exotică. Se pregătește desfășurarea acțiunii de tuberculinare a bovinelor. Fac pe această cale un apel la populație pentru a veni în sprijinul medicilor veterinari și a răspunde pozitiv solicitărilor acestora. De fapt, ce este această tuberculinare? Este o vaccinare, un test intradermic pentru a depista dacă animalul respectiv este sau nu este purtător de tuberculoză. Foarte important în perioada asta, cu siguranță sunt târguri în care oamenii încearcă să mai miște. Pe lângă formulare de mișcare, ce mai supraveghează medicii veterinari în târgurile de animale? Pe lângă certificatele sanitare veterinare de mișcare, formularele de mișcare, se verifică și deținerea pașaportului, atât la bovine cât și la cabaline. Restul animalelor, rovinele, caprinele, porcii, mergând doar cu formular de mișcare. Aș vrea să profit de această ocazie, având în vedere că temperaturile exterioare sunt în creștere, se anunță temperaturi destul de mari, să atenționăm populația, să ia toate măsurile necesare pentru a asigura condiții de bunăstare a animalelor, asigurarea unui spațiu de odihnă corespunzător a unui spațiu de umbră, asigurarea unei cantități optime de apă și de hrană pentru a preveni apariția problemelor de sănătate a animalelor. De asemenea, aș vrea să atrag atenția că în sezonul cald să evite consumul de alimente perisabile, să păstreze alimentele în spații corespunzătoare, în special în condiții de refrigerare la 4-8 grade, să evite pe cât posibil consumul de alimente din spații neautorizate, din locuri necunoscute, de la persoane neavizate, în special atenție deosebită la consumul de ouă, care pot fi
ținute la temperatură improprie și automat se pot întâmpla diferite probleme până la toxinfecție alimentară. Da, e o perioadă care ne apasă pe toți oameni și animale deopotrivă. Nu ne așteptam ca în iunie să fie caniculă, dar uite că se întâmplă. Da, nu ne așteptam, dar uite că vine și trebuie să luăm niște măsuri preventive, cel puțin populația să fie informată ca să poată lua măsurile respective. Domnișoara director, profităm de faptul că ați acceptat provocarea noastră de a reveni în instituția noastră și iată că am și făcut-o. Da, bine ați revenit. Vreau să vorbim astăzi despre instalarea tânărului fermier, pentru că este o măsură deja deschisă și chiar dacă am vorbit despre faptul că vor fi, eu știu, nelimitat, se va putea depune, asta are și o limită până la care se pot depune cereri, într-o primă fază. Exact, sub măsura 6.1, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, este una dintre primele măsuri, sub măsuri lansate din cadrul PNDR 2014-2020. Sesiunea a fost deschisă la data de 25 martie 2015 și va dura până la 30 octombrie 2015. Ca și suma alocată pentru sesiunea anuală, avem o valoare de peste 111 milioane de euro, iar proiectele trebuie să îndeplinească un prag minim de calitate de 25 de puncte, cu specificația că lunar pragurile de calitate se modifică. Tinerii fermieri care pot accesa și sunt eligibili pentru această măsură sunt următorii. Un tânăr fermier definit conform regulamentelor europene ca și un tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani la data depunerii cereri de finanțare și persoane juridice unde se pot face asocieri între fermieri cu condiția ca unul singur care îndeplinește aceste condiții să fie conducătorul exploatației. O exploatație este eligibilă dacă îndeplinește condiția de a avea între 12.000 de SO și 50.000 de SO. Valoarea sprijinului rambursabil este de până la 50.000 de euro. Acest sprijin se va acorda în două tranșe, sub formă de primă, astfel 75% la semnarea deciziei de finanțare, iar ceilalți 25% în primii 3 ani după semnarea deciziei, când planul de afaceri va fi implementat. Bun, dacă am aflat care ar fi tinerii eligibili, bănuiesc că deja s-au și recunoscut cei care vor să depună proiecte, dar sunt convins că sunt niște etape care trebuie parcurse, niște pași care trebuie făcuți. Exact. Primul pas pe care ar trebui să-l facă un posibil beneficiar ar trebui să se înregistreze la Registrul Comerțului ca micro-întreprindere sau întreprindere mică, dar cu maxim 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare cu codul CAEN aferent activității pentru care vrea să depună proiectul. Apoi, acesta trebuie să pregătească planul de afaceri și să îl depună împreună cu cererea de finanțare și cu celelalte documente obligatorii prevăzute în ghidul solicitantului. Instalarea finală a tânărului fermier se consideră finalizată în momentul în care acesta a îndeplinit toate condițiile prevăzute în planul de afaceri. Spuneați respectarea condițiilor impuse de planul de afaceri. Asta mă duce cu gândul la faptul că automat există niște obligații pe care trebuie să le respecte posibilul beneficiar. Exact, există câteva condiții minime obligatorii pentru îndeplinirea planului de afaceri. Tânărul fermier are obligativitatea de a comercializa minim 20% din valoarea primei tranșe din producția obținută, iar domiciliul cât și sediul social al tânărului fermier trebuie să se afle în OAT-ul în care exploatația este înregistrată. În cazul în care tânărul fermier este o persoană salarizată, acesta trebuie să aibă locul de muncă în OAT-ul respectiv sau în zona limitrofă. Știu că sunt foarte multe instituții, hai să le numesc așa, care organizează tot felul de cursuri. Există și o obligativitate a unor studii? Da,
studiile minime obligatorii sunt de 8 clase, care trebuie să fie însoțite de un certificat de competențe, sau dacă nu există, tânărul fermier trebuie să semneze un angajament prin care se obligă să dobândească aceste competențe în perioada de grație. Perioada de grație însemnând până la finalizarea proiectului. 3 de luni, da. Acum, astea sunt datele generale prinse și în ghidul solicitantului. Vin cu aceeași întrebare și probabil că asta o să o pun de fiecare dată. Punctual, fiecare dintre posibilii beneficiari poate să vină aici, la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru a vedea cum se încadrează, unde și toate amănuntele de care are nevoie. Sigur, cum v-am spus și în emisiunea trecută, ușa noastră este deschisă, noi avem un birou de relații cu publicul unde stăm la dispoziție tuturor pentru informații suplimentare. Doamna inginer, încă nu e ora 11 și resimțim deja o căldură suficient de mare pentru perioada asta anului și bănuiesc că același lucru se întâmplă și cu plantele. Deocamdată nu au fost chiar temperaturi excesiv de mari, eu știu, 35-36, dar... Dar mari, mari pentru perioada asta. Mari. Pentru luna asta e destul de cald și deja se preconizează secetă față de anul precedent. Bun, până la secetă mai sunt și alți dăunători cărora le plac aceste condiții. Da, grijă mare la dăunători, indiferent că sunt dăunători care atacă speciile pomicole, grijă la Colorado și nu în ultimul rând grijă la focul bacterian, la Ervinia milovora, pentru că sunt condiții propice pentru dezvoltarea acestei bacterioze. Cu ce putem acționa ca să stopăm atacul ăsta? La focul bacterian au fost date în primă fază, în perioada dinainte și după, deci pre și post floral, tratamente cu produse pe bază de cupru, indiferent că e un șampion sau un șamp sau, mă rog, sunt mai multe produse care conțin 50% cupru. Deocamdată nu s-a dat nicio avertizare în acest sens și, bineînțeles, la dăunători, tratamentele care se fac conform avertizărilor. Nici la momentul ăsta nu pot să vă dau o avertizare recentă, deocamdată nu s-au dat avertizări, dar trebuie să avem mare grijă oamenii să fie pe fază, pentru că e o perioadă propice pentru mulțirea dăunătorilor în principal. E o perioadă în care faceți și suficient de multe controle, atât cât vă permiteți să faceți niște controle, cam cum se văd culturile? Deocamdată încă sunt într-o fază bună, am mai circulat prin județ, deocamdată sunt ok, am văzut și culturile de porumb, oamenii au reușit să însămânțeze la timp, și culturile de grâu și floarea soarelui sunt încă ok, încă mai există rezervă de apă, ca să zic așa, dar dacă vremea continuă, deci temperaturile acestea continuă să persiste și în următoare perioadă, va fi un pic mai dificil. Există livezile, există, la noi e drept ceva mai puțin, dar mai există niște vie pe aici, pe acolo, chiar și în grădină ce mai avem, pericol de mană? Nu, nici vorba, deci nu se pune problema atacului de mană în condițiile acestea de temperaturi foarte ridicate. Mana de obicei apare în momentele de alternare, căldură și ploaie. Știți foarte bine că în anii ploioși mana este o problemă foarte, foarte grea pentru agricultorii noștri, în sensul că atât culturile de cartofi, culturile de tomate, cu mana, vița de vie, toate sunt afectate, deci nu e cazul. Da, sunt câteva zone în județ în care, din fericire, a mai și plouat. Chiar zilele trecute au trecut niște averse. Nici acolo n-ar fi vreun pericol, ar trebui să fie mai atenți cei din zonele respective? Deocamdată nu, deci nu se pune problema. Noi avertizările dăm în momentul în care apar probleme, în momentul în care există riscul de focar și e drept că înainte vreme aveam acele loturi de alarmă care ne ajutau, nemai având centrele mai dificil, inclusiv pentru cartofi, dar la momentul respectiv nu e cazul. Vă mulțumesc, vom ține cu siguranță legătura și în perioada următoare, în caz că apare ceva, să putem să informăm și noi la rândul nostru pe cei care ne privesc.
Da, cu siguranță să fie tot timpul pe fază. La noi e în permanență cineva la serviciu de prognoză pentru tot ceea ce înseamnă plante, porțiuni de plante dăunători, să vină cu ele fără niciun fel de problemă, să vedem despre ce este vorba. Cu mare drag îi ajutăm, dăm rețeta. Important e ca plantele să-și revină și să fie sănătoase. Exact. În urmă cu ceva timp, la un eveniment, mă rog, nu contează exact, dar un eveniment fericit din viața unei familii, am întâlnit un tânăr care m-a urecheat puțin el, adică am vorbit foarte puțin despre iepuri. Și mi-a arătat niște poze acum cu tehnica modernă, cu gadgeturile moderne, nu e foarte, foarte greu. Dar bun, era cu iepuri de rasă, un pic pe alt nivel. N-am vorbit încă, am vrut să văd și cam care este trendul. Am mai întrebat încolo și încoace și pare să că și pe zona asta de creștere a iepurilor oamenii încep să se gândească că, de pildă, carnea de iepure pusă frumușel acolo și gătită bine e chiar ok pentru sănătatea noastră. Cât e de greu să crești un iepure, mai ales că sunt tot soiul de probleme în prima parte a vieții lor. Da, da. Este un domeniu foarte frumos, mie mi-a plăcut foarte mult, de mic copil și eu am crescut iepuri. Într-adevăr, carnea de iepure, consumul cărnii de iepure are numai avantaje, pentru că este o carne dietetică și se digeră ușor, nu este o carne cu foarte mult colesterol sau aproape, să spunem, deloc colesterol și este o carne care se poate folosi atât pentru regimurile alimentare sau pentru diete, dar cât și în consumul zilnic, în consumul curent. Sigur că dacă este să ne referim la creșterea iepurilor, și aici putem să vorbim în două variante, de sistemul tradițional de creștere și sistemul intensiv de creștere. Exact ceea ce cred că spunea acel prieten al tău, creșterea în sistem, să zicem, semi-intensiv sau intensiv, presupune și genetic, adică material genetic valoros, cu spor mediu zilnic bun, iepuri care să fie foarte bine îmbrăcați în musculatură și care să ofere un randament la tăiere foarte bun. De asemenea, timpul de destinat creșterii este foarte scurt în această situație și, exact cum spuneam, și randamentul este foarte bun. La sistemul tradițional, în schimb, sigur că avem o carne foarte gustoasă, o carne bună, dar nu este nici rasele de iepuri care se cresc în general. La noi sunt puțin mai tardive, timpul de creștere este puțin mai lent, dar sunt mult mai rezistenți. Așa cum știu și telespectatorii tăi și ai noștri, întotdeauna rasele, cu cât sunt mai perfecționate, cu atât rezistența lor este mai scăzută și predispoziția pentru anumite boli, atât cele infecțioase cât și anumite boli chiar genetice sau boli metabolice, este mult mai crescută. Și sigur că și tehnopatiile, adică greșelile tehnologice, sunt imediat se repercutează asupra stării de sănătate a animalelor, asupra iepurilor. Ceea ce pot să spun aici, pentru că trebuie să concentrăm emisiunea, este foarte important startul, exact cum spuneai tu, adică începând de la fătare, pregătirea, iepuroaicele cum sunt ținute, cum sunt pregătite adăposturile și așa mai departe, până la faptul că chiar în perioada de gestație, de asemenea, trebuie să ne gândim foarte serios cu ce hrănim mamele, iepuroacele mame, și așa mai departe, până la faptul că ele trebuie să fie vaccinate, pentru că sunt niște boli de temut aici la iepure și aici trebuie să amintesc mixomatoza și septicemia hemoragică a iepurelui, care face ravagii mari de tot în crescătoriile de iepuri sau chiar pe sistemul tradițional. Și până la exact ceea ce spuneam, după fătare, cum hrănim iepurașii după ce ei nu mai suc, după ce iasă din cuib și încep să consume împreună cu mama lor, cu ce fel de hrană, ce le dăm în alimentație, și toate aceste lucruri sunt foarte bine depus pe hârtie atunci când dorim să facem performanță. Sau dacă mergem pe sistemul tradițional, trebuie să știm în primul rând că la ora actuală există aceste
crochete sau să spunem granule pentru iepuri, care conțin în ele și coccidiostatic, o altă boală de temut a puișorilor, a iepurașilor mici, este coccidioza, este o parazitoză, dă acea diaree hemoragică și iepurașii se balonează, se umflă burtica foarte mult și în câteva zile mor. Sigur, nu este o mortalitate în asta masală, la întreg efectivul, dar mor pe rând și sunt pierderi destul de consistente. De aceea, oamenii deja s-au și obișnuit cu anumite produse, în trecut era galisanul, care ușor nu mai este, dar și care se dădea și la iepuri, dar acum cu sulfamidele acestea potențate cu trimetropim, care reduc această coccidioză. Atunci când alimentația este doar preponderent pe iarbă, pe fân, pe tot ce înseamnă rădăcinoase, pe tot ce înseamnă cereale și așa mai departe, și nu se dă aceste granule care se conțină coccidiostatic, atunci oamenii au observat, și mai ales la sfatul veterinarilor, au observat că mortalitatea lor se reduce semnificativ sau chiar este absentă total, dacă ei dau aceste sulfamide la anumite lunar, o anumită perioadă de timp. Se poate da în 3 zile, 2 zile pauză, din nou 3 zile, și sigur că nu mai apare această mortalitate. Sigur că la iepure creșterea, așa cum știm, este rapidă, depinde de rase, la 6-7 luni sunt rase care se pot sacrifica, anumite rase sunt mai tardive, dar dacă ne referim la rasele astea, uriașul belgian sau la fluture german, ei sigur că ar trebui să mergi până la 10 luni, 8-10 luni, 11 luni, perioada în care apare, să zicem, o maturitate fiziologică. De asemenea, eu aș vrea să ne oprim încă puțin la partea asta de start în viață. Cam pe la ce vârstă ar putea să apară această coccidioză? E încă în perioada în care este alăptat sau mai târziu? În perioada în care sunt alăptați nu apare. Deci în perioada în care sunt alăptați nu apare. În perioada imediat următoare, 3-4 săptămâni, când ei încep să iasă din cuib și încep să apare primul consum. De aceea la țară s-a încetățenit ideea că să nu dai umed. Sigur, asta este foarte important. Într-adevăr și la iepuri adulți, care sunt tot perfecți, vaccinați, deparazitați și așa mai departe, pot să apară probleme mari atunci când dăm toate frunzele astea din grădină sau tot ce dăm, frunze de sfeclă, frunze de varză și așa mai departe, pot să apară probleme destul de serioase, sau când dăm trifoi sau lucernă udă, atunci apar probleme, pentru că apare un timpanism, apare un meteorism, foarte multe gaze în stomacelul lor, se balonează extraordinar de mult, apar niște compresiuni și pe cecumuri și așa mai departe, numai este un tranzit corespunzător și apare mortalitatea și la adulți. Dar, la tineret, exact ceea ce spuneam, pe fondul acesta de contaminare, pentru că și aici, iar este un lucru extraordinar de important, trebuie să se știe că la iepure, ca și la pasăre în coccidioză, este recomandat să nu se umble la așternut. De ce este recomandat acest lucru? Pentru că dacă tot se vine cu alt așternut, chiar până la, cum se zice, principiul totul plin, totul gol, când ai ajuns deja la tăiere, ai acel compartiment, să zice, un cadru îngrășătoriei sau un cadru cuștilor de creștere, l-ai eliberat, ai scos totul afară, ai dezinfectat foarte serios și după aceea, după 2-3 zile, ai introdus din nou. Deci să nu toată ziua să curățăm. Pentru că atunci, de fapt, ce facem? Venim cu acei ochiști de cocciti, cu acele forme infestante, venim și le aducem la suprafață. Și atunci iepurele permanent se infestează și apare această boală numită coccidioză. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba.
echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Fermele ADO din Țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția Țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate. MAP, mașini agricole performante, importator autorizat al utilajelor SAME 2-Sfar și Lamborghini, îți oferă combina 2-Sfar model 6040 T4i, echipată cu motor 2 T4i de 250 cai putere și header de păioase de 4,8 metri. Preț 108.000 euro plus TVA. Avans doar 5% și plata în rate sezoniere. Performanță maximă cu consum minim. Save Diesel. Drive Deutz. MAP, mașini agricole performante. Totul pentru ferma ta. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Atât și pentru astăzi. Ieri a avut loc în Pasul Vulcan măsuratul oilor. Am fost acolo, dar veți vedea amănunte și mai multe lucruri frumoase de acolo, din Pasul Vulcan, la următoarea întâlnire. Alături, bineînțeles, și de alte informații pe care abia așteptăm să vi le transmitem peste o săptămână, la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă!